Stimați prieteni, Gelu Pecheanu e o figură cunoscută, e un tip pe care îl cunosc aproape de o viață și cel mai important este prietenul meu de decenii. Bună ziua, de mai multe ori bună ziua și mă bucur, domnule Gelu, că ești la munca cea de zi cu zi. Ba chiar mi s-a părut că ești destul de optimist, deși oamenii înțeleg că ai inundații pe aici. Oricum, mă bucur să văd că aveți șosea bună pe aici, se poate circula pe două rute acum. Mă bucur să văd clădirile și piața, mă bucur să văd primăria, mă bucur să văd sala de sport, dar ce nu m-ar bucura? Da, acum hai să-mi răspund domnia ta la întrebări. Întâi și întâi spune-mi cum te simți cu sănătatea, cu un prieten, asta îl întreabă întâi pe un alt prieten. În primul rând, bună ziua și bine ați venit în comuna Drânceni. Da, într-adevăr, acum stau bine cu sănătatea, am trecut printr-o operație grea, o operație de inimă, am avut trei bypass-uri și mulțumesc echipei de medici de la Spitalul Park Warner, unde am avut parte de operație. A fost coordonat de cel mai bun chirurg din zona Moldovei, domnul profesor doctor Grigore Tivic, un reputat specialist în cardiologie. Și acum porți stenturi? Nu am stenturi, am trei bypass-uri. Bypass-uri astea ce sunt? Mi-au luat. Știu ce înseamnă. Mi-au luat, da, artera, mi-au luat... A lungit-o și a pus-o unde trebuia. Mi-a făcut niște poduri. Așa, cam glumind. Gata cu șprițul, domnul Gealu? Gata, cu multe. Numai cu șprițul, cu fumată și cu asta în viață. Dar parcă nu erai fumător. Eram fumător, da. Eram fumător. Recomand tuturor să nu fumeze. Știți, cauză boala secului în cardiovascular este fumat, adică principala cauză a apariției acestei boli. Adică ai trecut pe economii, ceea ce e bine. Să fond conduta. Eu mulțumesc Dumnezeu că am ajuns la timp. Dacă ajungeaș la inimă, deci inima e perfectă. Alții, de exemplu, sunt mult mai complicate la inimă, că am văzut ce e acolo. Adică unii, între viață și moarte. Adică, nu te joci cu inima, gata. Nu se joacă nimeni cu inima, nici cu inima ta, nici cu inima altuia. Dai cu inima albastră, cum e? Da, cu inima, eu sunt cu inima roșie, eu nu trădez nicio inimă. Am venit de la șoseaua națională către deal. Cândva erau niște lacuri, acum de dreapta, stânga, sau au secat, s-a dus. Au secat de mult. De mult, terenul respectiv este concesionat la o firmă, cei de la ADS l-au concesionat, au niște clauze contractuale acolo, plus problemele lor juridice. Inițial, concesionarul era obligat să aibă luciu de apă, sunt niște înțelegeri la nivel de ADS, dar dacă... sunt juridice care o să rezolve între concesionar și nouă. Domnul Pecheanu, de ani de zile te zbați, că știu câte ceva despre asta, de vestita stațiune, de locul ăsta de tratament al germăneșilor, cândva înfloritor. Nimic? Da. Pot să vă spun că din toamnă nu vă mai ocupa nicio funcție în administrația publică locală, sunt hotărât să lăs locul tinerilor. Am muncit destul 20 de ani în administrația publică locală. Și voi pleca în altă funcție, voi da concurs pentru postul de director de la nou centru balnear din Germania și sper să câștig concursul și mă voi ocupa de această investiție, care este investiție grandioasă, se va derula deja la nivel de Consiliul Județean, au început procedurile și știu, adică pașii care trebuie urmași, am început cu studii de fezabilitate, cu studiile chimice pentru apele sulfuroase. Știu că Consiliul Județean a făcut studii la Odessa și la Milano și a vrut să vadă exact proprietățile acestor ape terapeutice din zona germănești. Rezultatele sunt miraculoase, apele de la noi sunt
foarte bune, sunt net superioare celor de la Băile Herculane, Govora, Călimănești și în alte zone ale țării. Deci s-au perindat mulți investitori care au vrut să investească, dar niciunul n-a venit concret, adică să pună cu banii pe masă, să aibă banii în conturi. Și la ora asta Consiliul pune ceva pe masă? Deci Consiliul Județean va finanța activitatea acestui centru. Trebuia să înceapă lucrările de anul trecut, doar deoarece Consiliul Județean avea niște dificultăți financiare, avea o mare investiție cu Spitalul Județean Vaspoi. Care este și anul ăsta, da? Care este și anul ăsta, s-au făcut investiții masive la Spitalul Județean și, vă dați seama, toată investiția este suportată din bugetul Consiliului Județean. Deci, începând de anul ăsta, adică s-a trecut la etapa de implementare acestui proiect. Proiectul este... COVID-ul vă încurcă în vreun fel? Nu, nu mă încurcă. Proiectul este grandios la această stațiune. Eu mă bucur enorm de mult că l-am reușit după multe discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean. Auzi, ai zis că vrei să treci la o odihnă. Păi dacă te duci acolo, m-a bucurat râsul, dar și plânsul. Că acolo e muncă, domnule. Nu știu, auzi, știu, pot face față. Mie îmi place mai mult problemii tehnice. Așa. Problemii tehnice, că acolo se creează mai mult cu proiecte, cu documentații, cu astea, adică urmărirea tuturor pașilor, urmărirea tuturor procedurilor de achiziție. Deci la Germănești va fi sigur stațiune de tratament? Sigur, să vă dau un bilet. Nu cred eu că ai să vrei și ai... Eu vă dau un bilet, eu vă promit că vă dau un bilet gratuit când veniți, primul bilet care îl dau. Atenție, bilet de grație. Vă dau gratuit, vă dau cea mai frumoasă cameră și cea mai frumoasă zonă, să vedeți că sunt ambițios. Și eu am să scriu frumos despre voi. Puteți să scriți, vă scrie adevărul, voi face ceva miraculos, vă dați seama, am... Domnul Gelo. Iată, am discutat cu proiectanții care se ocupă cu proiect și am discutat-o și cu domnul președinte și am văzut cam ce arhitectură, cam cum o gândim noi în prisma dezvoltării. Deci veți avea clădiri noi, înțeleg. O parte din clădiri vor fi noi, o parte din clădiri existente le vom păstra, adică ca să facem o poveste, adică spitalul ăsta care apele astea a fost descoperite, adică trebuie să valorificăm și... Legenda. Și legenda. Arhitectura, construcția, adică... Avem multe de refăcut la această clădire, unele vor fi dermate, vom construi terenuri de sport, bazine pentru... Proiectul l-ai văzut în totalitatea lui? Deci noi, adică eu discut cu proiectanții, adică cum îl gândesc acolo, fiecare vine cu idei. Idei, adică suntem mai multe persoane care discutăm cu echipa de proiectanți, echipul complexului de proiectanți, adică fiecare își dă păreri cu idei și proiectanții, adică după discuțiile pe care le purtăm, ei analizează și vin cu îmbunătățirea, adică din punctul de vedere al specialistului, că putem fi mai buni specialiști decât proiectanții. Fiecare poate fi un economist mai bun. Deci, ca să închid într-un fel eu subiectul și nu domnia ta, că mai vorbești două ceasuri, că ai ce? Dar bineînțeles că ai. De asta a fost... Deci, Gelu Pecheanu, vestitul Gelu Pecheanu, că ești unul din cei mai vestiți primari din județul, ba chiar din Moldova, nu numai din județul Vaslui. Vestitul Gelu Pecheanu renunță la primărie unde s-a specializat după vreo 4-5 mandate și vrea să arunce într-o vâltoare de constructor care să pună la punct, de ani de zile se putea pune, dar acum zice Gelu că iată stațiunea de la Germănești reînvise, renaște. Și să vă dau o premieră. Așa. Vă dau o premieră, pentru că sunteți prietenul meu. N-am spus la nimic. Așa. Până acum, dacă tot m-ați provocat, vă spun o premieră. Deci candidatul la funcția de primar din partea PSD-ului, nu am spus-o până acum, am tatonat-o, că mulți credeau că voi candida, nu voi candida, că mai important este sănătatea și viața. Viitorul candidat al PSD-ului în Comuna Drânceni va fi fiul meu, Pecheanu Bogdan, inginer, constructor, proiectant, care știe, l-am crescut de mic, l-am trimis la specializări, l-am trimis, adică, să documenteze... Dom'le, băiatul s-a ridicat pe picioarele lui și pe munca lui, nu tot, că l-ați trimis, l-ați făcut. Ați avut aurul în mână și l-ați lăsat. Foarte bine ați făcut, să vă trăiască. Mulțumesc, am ambiția să continui mai mult. Mai ales că de la anul se deschide noua sesiune de proiecte.
Așa. Și vă dați seama, acolo nu vreau, adică eu i-am pregătit, adică i-am lăsat mult. Am văzut, ia arată-ne fișa ce, că ai acolo vreo 5-6 obiective cu miliarde. Vă lăs fișa, vă lăs fișa și am proiecte în derulare, am diferite piese, pe diferite măsuri. Dacă mă uit după dosare, le ai, chiar le ai. Mă ales, da? O minut să vă aduc și un proiect cel mai mare proiect. Am două proiecte mari. Dacă opriți o secundă, să vă arăt proiectul ce lăs în execuții. Moștenire și în execuții și în derulare. Două așa. Proiecte grandioase, dacă vă ați provocat. Ia uite cu ce dosare, dosărele, dar dosăroaie ar trebui să spunem. Auzi, nu vreau să dau azi interviu, dar tot m-ați provocat. Așa, iau te studii de fezabilitate. Uitați și pregătesc, că ți-aș lăs moșterie. Ați făcute gata. Un studiu de fezabilitate. La înființare sistem de distribuții gaze. Opa! Da, seama că sunt de când vin gazele la voi? Asta e la visul meu și de asta l-am și pun pe băiat, l-am pregătit ca să implementez aceste proiecte, pe urmă am alt proiect grandios, care îl pregătesc pentru la anul, am depus, îl depun la toate instituțiile de finanțare, l-am depus la guvern, dacă nu voi obține finanțarea. Cum se cheamă? Finanțarea acestui modernizare proiect. Drumuri, satele Rășești, Drânceni și Germănești, Comuna Drânceni. Și unii vom finaliza tot de asfaltat în Comuna Drânceni. Păi văd că aveți acum, ieri în altă ieri ați dat deja o porțiune. Da, mai asfaltăm în fiecare lună. Până la alegeri asfaltăm în fiecare lună, ca să aibă adversarii noștri ce vorbi, discutare. Deci Bogdan va intra în focul luptei, cum s-ar zice. Și deja îi pregătesc strategia de dezvoltare pentru anii 2021-2027. Voi fi consilier local, voi candida pentru o funcție de consilier local, că vreau să rămân totuși ancorat în administrație. Așa îmi place Ghergelu Pecheanu. Așa îmi place în micul locală și vreau să-l împărtășesc din expertiza mea, pe urmă am un proiect care mi-l doresc enorm de mult, iluminat inteligent în... Cu leduri sau uite, altfel? Cu leduri. Păi văd că aveți morile de curent electric. Câte aveți aici eoliene? Nouă, pe urmă, la nivel de mediu, să deschizăm finanțare cu programul cu energie alternativă, Casa Verde. Sperăm să accesăm și acest proiect. Nu este ușor. Munca de primar nu este ușoară. Ești înjurat dimineața până seara, dar important. Eu nu cred că ești înjurat, dar esențialul să mișcă treburile. Să mișcă treburile. Ești reclamat, încercătoare peste tot. Eu am uitat chiar ieri, mi-a venit chiar azi, am pus pe Facebook, că urma denunțătorilor mei care m-au denunțat atâția ani, peste la toate instituțiile. Ai avut unul, doi, trei. Am avut doi bolnavi mentali. Cum le spun eu la unii, animale bolnave. Da, știți că auzi, mă rog, pentru mântuirea lor, mă rog, pentru sănătatea lor, pentru iertarea păcatelor. Vedeți că dacă vrei să vingi în viață și vrei să elimine pe cineva în viață, trebuie să ai idei mobile și idei geniale. Aia care se umblă cu... Cum s-ar zice, te duci la biserică și ierți pe ăștia? Degeaba, mă, știți cum ăsta, la mă, îți duc la biserică, e cum să-i preotul. Au de calitate umană. Și vă spun că n-are, adică eu m-am chinuit să-i fac biserica la Germănești, am cumpărat materiale, am cumpărat tavă de ultima generație și joacă strâmb cu opoziție. El crede că fără locul. El crede că mă intoxică pe mine și nu vrea să facă biserica, că biserica în primul rând nici ea lui Pecheanu nu este, nici a preotului nu este, este acolo. Ia oamenul, sigur. Și el, preotul, este trecător prin funcția asta, să nu creadă că el... Așa ca obiectiv el, în afară... Ei transmit, uitați, public. Așa. Preotul. Aude preasfințitul deci, Zvestin. Deci, poate să audă și Daniel. Și Daniel. Deci, eu am vrut anul ăsta, cu hotărârii preasfințitul Daniel, anul ăsta au fost prevăzuți 2 miliarde de lei lucrări pentru modernizarea bisericii. Era numai manopera, 1 miliard de 500,
iar restul era proiectul pentru... Din fonduri proprii sau cu proiect? Din fonduri primite de la Consiliul Județean și o parte din fonduri proprii. Dar preotul nu vrea să se implice în acest proiect, adică eu, de exemplu, dacă eram preot în locul dumnealui, el a cumpărat anumite forțe liberale, useriste, nu știu din ce structuri fac parte, și au jucat un teatru ieftin. Un preot trebuie să fie credincios. În primul rând, o să nu facă politică. Politică să nu facă biserică. Politica, biserica este a comunității, nici a lui, nici a mea. Astea apar niște acuze grave, domnul. Foarte grave, înțeleg? Și nu se implică în comunitatea noastră. Eu l-am ajutat, dar el nu este un bun, nu este vrednic, nu este gospodar și nu are calitate pentru biserica. Bădiță Gelu Pechean. Eu spun cu mare sinceritate, oamenii mi-au spus să iau atitudine, mâini, poimini, preotul mare, vă câțiva ani, și pleacă din parohia noastră, dar biserica este într-un grad de degradare, casa parohială la fel, cimitirul este la fel, și eu nu pot stau pasiv. Păi ziceai că trăiești în altă funcție. Nu contează, voi fi tot în cadrul Consiliului Local, voi pleca în altă funcție. Dar în interiorul administrației publice voi rămâne. Așa. Rămâne, că am lucrat atâția ani în administrația publică. Mă mirau și eu să renunț la o bucată de suflet. Iar mă bucă răzut. Că ai zis, Doamne, că nu mai fac rău. Cum să nu mai faci? Cum să nu faci? Așa, m-am testat așa, să mai găsești și eu ziariști, adică mai am și urmă ziariști, adică stii. Te pun de căi greșite, așa, să te subiecte din astea, să te împachedeze. Nu, ești foarte greu de răspuns, nu crezi că e ușor. Așa. Dar cu mine totdeauna am fost sincerii altă. Dificil la interviuri și dacă nu ești așa. Gânditor și trebuie să strâncurezi foarte bine ideile. Apropo, ce părere ai de profesorul Marin? Părere de profesorul Marin, îl cunosc de mulți ani, un om puternic, un om devotat presiei, un bun profesionist, un om care a muncit toată viața cu drag și cu dăruire pentru județul Vaslui și ar trebui să formați dumneavoastră, adică tânăra asta generație, dar e greu să formezi. Dar nu vin. Nu vreau să spun un ziarist de calitate. Eu vă spun așa, că nu vă lau, că nu fac să vă lau, vă spun dacă n-ați umblat cu șantaj, n-ați umblat cu minciuni, n-ați umblat cu idei din astea diversionistii. Știți că sunt ziariști acum. Da, așa trăiesc mare majoritate. Domnule, dar noastră ați luat interviuri curate, i-ați lăsat interlocutori să spună ce gândesc, ce păsuiesc, n-ați dus discuția într-o anumită direcție, că vin ziariști. Da, sigur. Eu vă spun că am întâlnit N ziariști în 20 de ani și vineau ziariști și îmi spuneau, dacă vreau să-mi iei interviu, trebuie să țin cu dreapta, dacă nu, să țin cu stânga. Dar eu le spuneam că am două picioare, eu țin și cu stânga și cu dreapta. Și acum ce ar urma? Să te laud eu? Nu o să mă laudați, că nu te laud, știți că te laud un om, adică e ceva, e periculos. Nu, hai să stabilim, dacă te laud unul ca mine, e altceva, nu? Dacă te caut, te laudă vreun oarecare de pe aici, de pe un județ. Aveți o experiență puternică, ați trecut, ați fost... Om cu 40 de cărți, cu recorduri mondiale, sigur că... Adică ați fost îmbrat prin lume, ați circulat, adică nu sunteți un ziarist din ăsta așa, care a terminat acum din băncile școlii și de acum la primul interviu. Adică dumneavoastră ați circulat toată lumea asta, v-ați întâlnit cu cei mai mari... personalități, ați luat interviul la toți președinții de stat, de la Iliescu, Constantinescu, Băsescu. Nouă în total. Și nouă aveți, înțeleg că sper să apucați și pe al 10-lea, dar să fii pesedist. Treaba voastră. Să mai fie o Românie normală, o Românie prosperă, o Românie prosperă, ne dorim. Da. Deci, Gelu Pecheanu, cu o mână, nu, cu o bucată de inimă ar trece la catedră, cum aș zice eu, la proiectare și la reabilitarea stațiunii, cu alta mai că ar rămâne ca primar, dar poate va rămâne prin intermediul copilului său. Ești mulțumit de viață, Gelu Pecheanu? Nu, știți cauză, vreau să-l ajut, adică copilul meu să reușească ce n-a reușit eu. El are alte structuri, eu vreau să mai vreau. Eu recunosc, adică el e mai temperamental, adică nu e așa vulcanic, e mai așezat, e mai probabil și ăsta are alte studii, alte pregătiri, nu seamănă cu mine așa vulcanic. Da, cu mama seamănă? Seamănă cu mama, soția e mai calculată, mai temperamentală,
Câți copii ai, domnul Ogea? Să-ți trăiască. Nepoți, nepoți, nepoți? Am un nepot, vine și al doilea nepot. Mai rabă nepotul seamănă cu mine decât băiatul. Da, da, da. E ce pretenții are, domnule, să-i semeni nepotul cu bunelul. Are ceva, e bine, dar mai mult am din soție și recunosc. Adică soția l-a educat foarte bine, cu mai mult de educă, fie mai mult plecat. Eu mai fiind mai mult plecat pe drumuri, adică cel mai mult care a stat cu fiul meu, a stat soția, care s-a interesat de pașii care au urmat în viață. Deci are două facultăți. Domnul Geluțu Becheanu din Germăneștii, Comuna Drânceni. Domnule, de ce nu i-a schimbat Comuna Germănești în loc Drânceni? Satul a dispărut atunci. Ți-am spus că în 1970 erați mănec în Drânceni. Dar asta e altă poveste. Nu, sunt oameni deosebiți. Adică spune-mi, te rog, domnul Geluțu, 1, 2, 3. Cele mai importante obiective realizate de Gelu Becheanu la Germănești. 1, 2, 3. În Comuna Drânceni am reușit să asfaltez de-a lungul timpului peste 75% din străzile și drumurile comunale. Am introdus apa în două localități. Într-adevăr, cu apa va avea mult de lucrat, deoarece toată apa din zona Putului tot... Sunt mari probleme cu apa, adică nu este o apă de calitate. În următorul an... N-aveți stații de filtrare. Când s-a dat drumul la proiect în 2008, proiectele alea atunci erau în 2008, era suma maximă de finanțare cu 1 milion de euro. 1 milion de euro, ce poți face? Deci, numai că o stație de tratare a apei costă 500.000 de euro. Mm-hmm. Adică nu s-au făcut niște calcule eligibile, s-au făcut calcule de voturi. Da. Ne-au dat, între noi nu aveam nicio experiență, nici una asta cu tare, adică nu eram bine pregătiți. Da, dar n-aveți izvoare pe coasta asta? Știți că auză, apele din zona noastră sunt infestate nitrit. Sigur, șansa comunii este să facem un nou sistem integrat de apă, adică să aducem din nou din Putul, că în acest moment la studiu de fezabilitate și la anul când se deschide strategie, când se deschide linii de finanțare cu fonduri europene, un proiect din ăsta costă 1 milioane de euro. Și noi vrem să implementăm un proiect cu apă de direct, să o tragem, să o extragem direct din put, să o facem în stație de tratare și va fi pompată și ca să asigurăm apă de calitate în toată comuna. Deci ce ar fi unul, apa, mult, da? Cel mai mult, da, cel mai mult îmi place că am investit foarte mult în educație. Așa. În educație, adică rolul unui comunități să investești pentru copii. Am lucrat în învățământ. În primii ani, când am terminat liceul de matematică fizică, am fost profesor la Roșiești de matematică și mi-au plăcut lucrurile, de fapt, matematic. Și mi-a plăcut că copiii din comuna noastră se beneficieze de cele mai bune condiții de învățătură. Adică să aibă mobilier nou, să aibă centrală, să aibă luminat de calitate. Școala să arate, adică frumos, adică... Am văzut școala de la Râșești, e frumos. Școala la Râșești, cum ești după normele europene, adică cu grupuri sanitare interior. Deci vii cu drag și înveți. Știți cum ești? Așa deci, ar trebui numai, să vezi. Numai când ai intrat în școală și când ai ieșit, vă dați seama, când ai venit la ora 8, când ai plecat la 12... Mai știi câți copii școlari aveți în comun? Da, normal că știu, că vă dați seama că avem o evidență. Mai avem o 385 de copii, au scăzut, natalitatea. Școala avea... Aveați cândva niște formații artistice, le mai aveți? Avem un ansamblu artistic, dar din păcate care directorul care se ocupă în ultimul timp, el s-a mutat la Vastoi, nu prea mai poate, are și problema de sănătate. Ne gândim că în viitor să găsim un locuitor pentru dumnealui, tot facem fel de investigații la nivel de comun și căutăm un băiat devotat, el a muncit, domnul Dogariu, cât a putut, adică noi l-am ajutat, l-am sprijinit enorm de mult. Iașu. Da, poate să fac când aveți la Iași. Sperăm să găsim și de la Iași, avem și în comun, avem, deja am țintit 2-3 persoane care ar putea face față, să fii director de cămin și adică, vă dați seama, trebuie să, în primul rând, ca director de cămin, trebuie să cunoști foarte bine copiii din... Și copiii și pe tine. Și copiii și părinții, adică trebuie... Da. Directorul de cămin cultural, ca și directorul de școală, le trebuie ajutat și de părinți. Neapărat. Adică nu este un lian, părinte, elev, profesor, adică nu mai... Hai să comentăm o idee care am tot vehiculat-o eu în cărți și în presă.
vasluiul are un fel de blestem. Materia cenușie pleacă la Iași, București, în alte orașe, dar și în vest, încă de la Dimitri Cantemir. Deci nu putem vorbi de elite în comun, în județul Iași. Voi aici, elita comunei Drânceni este? Avem elite, avem copii valoroși, avem copii buni, meritoși, adică care... Dar știți, fiecare în viață nu e greu să-l ții. La ora actuală e greu să ții tinerii în comună. E tocmai asta. E greu să ții tinerii în comună, pentru că ei caut un loc mai bine plătit, mai bine finanțat, mai bine, nu credeți că... Și e normal să încercă să tindă către mai bine. Adică fiecare părinte își dorește ca copilul lui să ajungă cât mai sus, cât mai... Eu cred, deci, apa, școala... Am luat decizii foarte grea, foarte să-l convinc cu fiul meu, să scandez la funcția de primar. Până noi, funcția de primar e o funcție toxică, grea și dificilă. Dar știți ce auză? L-am rugat, mă, să vină 4 ani de zile, l-am rugat 4 ani ăștia. 4 ani să fac un efort pentru oamenii din comună care sunt minunați, să realizăm stațiunea și să aducem gazul. Că dacă aducem gazul, îi propun să aducem gazul și rezolvăm stațiunea. Adică face legătura de la Huș până la voi. De la Huș, adică noi suntem într-un parteneriat cu comuna Duda. Duda Iepureni, care suntem în parteneriat. Da, trece pe la Arsura sau? Nu, proiectul cu alimentare cu rețeaua de gaze pleacă din Huș, din magistrala din Huș, din zona Acord, traversează Iepurenii, Duda Iepureni, face o magistrală, face un teu acolo, trece Valea Grecului, vine Vama Râșești, Vama Arbița, Drânceni. A, să prindeți și asta, da. Și ajunge până în Germani. Probabil, domnul președinte, dacă reușim să-l aducem buzatul, reușim prin efortul mare să-l aducem până la Germănește, va continua extinderea și spre Arsura. Am o întrebare, așa, cum s-ar zice, ivit acum. Ați avut punctul de trecere de la Albița, cu circulație, mă rog, întâmplări de toate genurile. V-a ajutat, v-a încurcat? Nu, știți că pe noi Vama Albița, de la Vama Albița, nu. Că mulți spun că avem Vama Albița. Toate veniturile merg la bugetul de stat al României. Deci noi nu obținem, avem niște clădiri acolo care... Doar impozitele pe clădiri, da? Impozitele pe clădiri, adică ar vă câteva clădiri, stați că clădirile numai alea care sunt vechi. Alea vechi. Alea atâta, restul, toate clădirile sunt scutite din impozite. Ba mai este scutit din impozite. Da. Sunt numai niște clădiri care fac câteva excepții. Unii sunt niște servicii. Aveți un sat, o comună, nu, frate, peste... Nu, eu, de exemplu, dacă aș fi fost primar după 90, aș fi gândit planul urbanistic general altfel, al comunei, și pentru dezvoltare mare, adică cel puțin în zona Vămii Albița, aș fi lăsat o rezervă de teren de cel puțin 20-30 de hectare, ar fi adus enorme beneficii. Acum ar fi construit în zona respectivă, aș fi construit stații de parcare, aș fi dușuri pentru cabine, pentru cei adică, care adică tot cu venituri. Tot cu venituri. Dar voi nu luați de la eolienile astea? Nu, la eoliene avem niște procese foarte mari în cer cu eoliene. Nu plătesc aia nimic? Niște șmecheri executate de la București, dar nu te rog. Ne-am luat ea o casă de avocatură, predoi și asociații, noi avem altă casă de avocatură. Deci nu vă plătesc? N-ați avut convenții cu ei? Am avut convenții, dar știți cum sunt legile statului. Ei caută fel de tipuri, la început ne-au plătit. Dar, pe urmă, băieții au uitat să-și mai onoreze. Dacă anul ăsta le trecem la executare silită și vom pune sechestru asigurator, adică suntem în fază de proces. Mai continuăm cu numărătoarea 1, 2, 3, 4, 5? Da, avem multe proiecte, numai la cum care derulăm proiecte pe asfaltare, adică avem multe proiecte în lucru. Vreți ieși în câmp din câte văd eu, tot cu asfalt, cam franța. Avem multe, adică numai cota de cofinanțare aprobată de Consiliul Local anul ăsta pentru implementarea tuturor proiectelor, ne trebuie 32 de miliarde de lei bani, care nu sunt, dar trebuie să-i găsim, adică undeva există banii ăștia, ori la guvern, ori la...
domnul Buzatu, dar eu cred că are domnul președinte. Da, ce mitic e are în buzunar, nu? Mai mare, că dacă vrei să arăte, da, mă, că și stau, adică eu sunt combatant, adică altfel de seara să stau pe capul domnul președinte. Da, eu le băia, pur și mă țile cu domnul președinte. Da. E clar, i-ai făcut laudațiu acum că îți dea paraua. Nu, știți ce pare rău, că n-am nimai... Eu am trecut la mai multe partide, și pe Remie, și pe Delie, și pe... Am o istorie bogată, adică eu le cunosc. Unii spun că am fost ateist, eu n-am făcut, n-am fost ateist, eu m-am dus, adică unii politici, unii erau banii ca să aduc investiții în comună. Adică dacă ei îmi spuneau că dă două drumuri, mă duceam la ei. Dacă ăla îmi spunea că dă, eu n-am făcut. Eu am făcut politica administrației publice și locale. Da, e bună precizare. Dar cel mai bine știți unii m-am simțit, adică eu o spun toată sinceritatea, la Partidul Social Democrat, care a fost cei mai corecți policii. Da, că acum intri în campanie electorală și trebuie să-i lauzi alea, că nu, mai ales faci campanie, parte de acolo. Auzi, în campanie nu te ajută. Eu, de exemplu, n-am câștigat alegeri, n-am câștigat alegeri la Partidul România Mare. Da, Partidul România Mare. Da, ei, dar după aceea ai trecut, ai tot trecut și ai rămas. Nu Vadim Tudor, nici nu mi-a băgat în seama, am fost la București, la dumneavoastră, de atâtea ori. Na. El avea timpul de altceva. Bun. Văd că stai în față cu o grămadă de dosare, da, cu o grămadă de planuri în cap. Problema numărul unu pentru azi și pentru mâine, care este, domnul Geru? Problema... Pe agenda... Problema, adică să rezolvăm, să rezolvăm din zona Divului, adică să nu scăpăm inundația. Ca să nu scăpați prutul încoace. Să scăpăm prutul încoace, adică să luăm măsuri, adică lucrăm intens, adică trebuie de forma... Am înțeles că ai buldozer acolo. Avem utilaj de acolo care lucrează, care ne-am închiriat. Acum ne concentrăm pe un proiect important, modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului iluminat public în stradală, adică sunt niște termeni, până pe data de 13, echipa iulie. Care lucrez, 13 iulie, trebuie să depunem proiectul la Ministerul Mediului pentru evaluare. Adică suma este destul de bună, adică dacă reușim să obținem banii ăștia, adică 5 miliarde de lei, adică ca să-ți vină pe... E ceva sigur. Adică pe comun, adică să schimbăm tot sistemul. Și mai ales se soldează cu niște economii. Adică, normal, adică un lac să ne vină factura de 500 de milioane vechi lunar, de 50 de mii lei lunar și altă să-ți vină o factură de 15.000. Adică să fie și costul enorm. Adică noi am făcut un calcul energetic și am dat seama, adică, că sunt foarte avantajoase costurile astea. Iluminatul ăsta stradal inteligent, adică va fi cu toți programatori, va fi cu senzori de timp, senzori de mișcare, adică... Adică ceva făcut ca lumea. Mă bucur că am implementat la nivel comun un sistem video de monitorizare. Nu l-am văzut, dar e bun ca. Avem camere de luat vedere peste tot în comună. Datorită acestea înseamnă că au scăzut găinările. Au scăzut infracționalitatea. Noi avem monitoare, unii monitorizăm permanent, sunt oameni care se ocupă verifică permanent. Așa. Vă mai trebuie să luați elicopter? Nu. Până la elicopter nu trebuie să muncim mult. Dar știți cum e administrația asta publică-locală? Mult să dau deștept, că vine de genial. Să știți că primar nu face ce vrei. Aha, nici nu m-am gândit. Ei cred că primarul, toată lumea spune că primarul. Eu vă spun din atâta experiență. Primarul este... Trebuie să facă ce trebuie mulțime. Este sclav. Așa. Nu sclav. Nu trebuie să muncească cu tare. Pe toți în jur, toți îl astea cu tare. Știți câți merg cu tare? Că, de exemplu, merge în consiliul local. Dacă n-ai un consiliu local majoritar, adică să aprobe proiectul de hotărâri, știți cum ești? Un gunoi. Un gunoi. Poți fi tu cât de ștept. Dacă nu strec proiectul de hotărâri și ai niște oameni eminenți în consiliul local care nu citit o carte și spune viața voastră, vă spun, am consilier care nu citit o viață în viața lor o carte, dar el votează contra. Nu știi de ce, dar votează contra. Adică vă dați seama, noi pot să-i dau eu un act juridic. De asta trebuie evaluat, adică să ajung în consiliul local oameni cu studii, oameni cu pregătiri, oameni care au trebuit pe viață, care să știe să implementeze și să citească. Mai am o întrebare personală, domnul. De fapt, două. Una, să-mi spui cum e câmpul la voi. Câmpul ca și guvernare, știți cum arată câmpul? Nu bate câmpie. Exact cum e guvernarea liberală, așa și câmpul. Dezastru!
Dezastru, vă dați seama, nici pământul nu se echilibrează. Nici pământul, nu știu cine. Dacă e vorba de asta, ce spun. Ceva galbenă, a distrus totul. A distrus și economia, a nici cu pandemia. Nu știu, adică nu a fost bine. Ei au adus, vă? Eu vă spun eu că nici noi n-am fost atât de deștepți, atât de buni. Dar oricum am fost suntem mai bun ca ei și mai rațional. Gelu Pecheanu, ai pus mâna pe 40-a carte a profesorului Maria. Am văzut că ai și răsfăit-o, dar m-am temut nu cumva să te muște. Ce ai gândit? Eu mi-i place cum scrieți dumneavoastră. A scris super frumoasă, scris. Eu nu știu că mai aveți timp, dacă mai aveți timp să mai dormiți. Mai dumneavoastră cred că sunt bine somnambul, adică munciți și zi și noapte, adică nu știu, când vă recreați, adică despre mai recreați, adică discutăm ca de la om la om. Prea mă munciți, prea mă munciți, adică corpul uman mare și nevoie și de odică, adică v-ați dedicat literaturii. Și noi avem o somitate aici care scrie și a noastră frumos. Costică. Da, domnul profesor Partire, scrie frumos, adică mie îmi place, adică pot scrie epigrame. Au făcut monografia comună. Au scris monografia comună, adică au fost dumneavoastră primar, adică au scris frumos, adică mie mi-a plăcut cărțile lui, chiar dacă câteodată m-au atacat, adică și pe mine, că eu am ce critică, așa. Și eu m-au atacat și eu l-am atacat, adică sunt termical, dar îmi place, adică măcar... Când discuți, adică discuți cu un om de știință. Și uite așa te-am scăpat în afara subiectului. Gelu Pecheanu. Eu îmi laud și adversarii. Da, bineînțeles. Și mi-ar place ca domnul profesor... Și prietenii și dușmanii ce înalță. Dacă mi-ar place din toată opoziția care există la nivelul administrației publice locale la ora actuală, cine doresc, adică în tot sufletul să rămână în consiliul opoziției, este domnul profesor Partieri. Care mai aici discutat de cu dumneavoastră, despre o carte, despre literatură, despre școală, despre educație. Cum ăsta au muncit, dacă vin acum niște din aceștia care au ținut toată viața un furtun la pompieri și mari specialiști în administrație și în cultură. Și ei au avut niște note empirice la școală, că dacă i-a spus domnule, hai să punem carnetul de note pe masă, zici, să vedem. Eu am făcut un liceu de matematică fizică, liceu foarte greu, am făcut o școală militară. Gelu Pecheanu, am să închei reportajul de față cu zâmbetul de pe voi. Adică eu puteam să fiu și mai bun, dar știți cum asta, am fost mai rebel așa. Am văzut că ai grădină cu flori, o casă frumos aranjată. Să te bucuri, prieteni. Să mă bucur să fiu sănătos. Asta e. Asta îmi doresc să fiu sănătos, adică toată lumea să fie sănătoasă, toată lumea să n-aibă necazuri, că știți cauza cel mai important și cel mai... E preț, este viața. Viața are, este prioritate și lăsăm lucruri. Am un centru, nu v-am spus. Da. Împreună cu Episcopia, anul trecut, am făcut un așezământ social. Social se numește Sfântul Gheorghe, care poartă numele. Un zilnic dăm hrană pentru copii, la 40 de copii care se află un sistem de after school. Adică un fel de after school, despre școală, după școală. Adică îi pregătim copiii ăștia. Și dați 40 de porții de mâncare? De mâncare, felul 1 și felul 2 și la 50 de bătrâni. Și mai prăpădiți, da? Și la 50 de bătrâni din comună, adică avem mașină, Asociației Filantropia Cuși, îi mulțumesc. Cu banii primării sau și ai episcopii? O parte din jumătate primăria Drânceni, jumătate episcopia Ușului, mulțumesc părintelui episcop, un om deosebit. Dacă scoate paralele, e om deosebit. Un om deosebit. Da, Gelu Pecheanu, cu zâmbetul și cu bună dispoziție. Adică fața episcopiei s-a schimbat enorm, adică și i-a dus lumea la credință, că știți că auză omul sfințește locul. Și mi-este drag. Am făcut acest centru, deoarece am o simpatie deosebită pentru episcopul. Jos banii, părinte episcop. Gelu Pecheanu, închei cu imaginea tricolorului pe care slujești de o viață. Să trăiești. Mulțumesc.